Pentru salvatorii din satul Vad, orașul Vraionul, Șoldănești, începutul anului curent a fost unul trist. Aceștia s-au pomenit cu o sumă impunătoare pentru ei luată de pe cont. Inspectoratul fiscal din raion le-ar fi luat banii în contul unor datorii istorice ale colegilor din satul Cotiujenii Mari. La Inspectoratul Fiscal Șoldănești am fost informați că salvatorii din Cotiujenii Mari ar fi avut o restanță de peste 13.000 lei. Aceștia nu ar fi achitat impozitele calculate pentru perioada octombrie-decembrie 2013. Cazul a avut loc pe motiv că statul nu și-a onorat obligațiile în termenii cuveniți. Datoriile care s-au format la Inspectoratul Fiscal este din cauza că salariile au fost calculate, impozitele au fost calculate, dar sursele financiare ca atare nu au fost și nu s-au dat salariile la timp. Sectorul locativ comunal din Cotiujenii Mari este o întreprindere. Un agent economic, ca și toți ceilalți agenți economici, față de care nu sunt careva înlesniri referitor la încasarea impozitelor sau aplicarea măsurilor de executare silită. Postul de salvatori și pompieri din Vadul Rașcov a fost format în toamna anului 2014. La lansarea acestuia a asistat și conducerea guvernului. Atunci a și fost anunțat că statul își asumă finanțarea acestuia, de altfel ca și a mai multor astfel de diviziuni, între care și postul de salvatori și pompieri din Cotiujenii Mari. După cum am fost informați la Direcția Situației Excepționale Șoldănești pentru anul trecut, statul urma să aloce câte 270.000 lei pentru fiecare din posturile de salvatori și pompieri din Vadul Rașcov și Cotiujenii Mari. Și dacă salvatorii din Vadul Rașcov au primit doar 207.000 lei, apoi colegii lor din Cotiujenii Mari au beneficiat doar de 34.000 lei. Scopul deschiderii posturilor de salvatori și pompieri în sectorul rural este se constituie între aceea reducerea timpului de intervenție la lichidarea consecințelor în urma incendiilor sau alte calamități naturale. Potrivit informației oferite la Direcția Situației Excepționale Șoldănești pe parcursul anului trecut, pompierii din Vadul Rașcov au intervenit la 10 incendii, iar cei din Cotiujenii Mari la 16. În ansamblu au fost salvate bunuri materiale în valoare de aproximativ 2 milioane de lei. Echipa din Cotiujenii Mari a salvat viața a 6 persoane în unitate.